200 de persoane participă în această seară la balul anual de caritate al rotarienilor de la Giurgiu. Evenimentul este organizat de președintele din acest an al clubului, viceprimarul Alexandru Vladu. A devenit o tradiție ca de 7 ani clubul Rotary Danubius Giurgiu să desfășoare acțiuni caritabile spre folosul comunității. Pe lângă banii donați de cei 32 de membri ai clubului, la balul din această seară vor fi scoase la licitație obiecte aduse chiar de rotarieni. Sumele strânse vor fi folosite pentru captarea izvorului de apă din satul Bălănoaia, comuna Frătești. Este a 7-a ediție a balului rotarian. Avem un scop nobil și de data aceasta, de a strânge fonduri pentru captarea izvorului de apă de la Bălănoaia, din comuna Frătești. Este un proiect care îl avem în continuare, pentru că anul trecut am avut captarea de apă izvorul de la Daia. Anul acesta vom continua cu Bălănoaia. Avem circa 200 de participanți la acest bal, care sunt rotarieni și prieteni ai rotarienilor invitați. Organizatorul evenimentului, Alexandru Vladu, se așteaptă la generozitate din partea celor prezenți la balul caritabil din această seară. Avem două evenimente care se fac an de an, adică este vorba de o tombolă și o altă acțiune de licitație a obiectelor care sunt aduse de rotarieni. Facem un apel către toți rotarienii să fie cu punga cât mai deschisă, pentru că avem nevoie de acești bani pentru tot ce ne-am propus în acest an pentru acțiunile Rotary. Rotary Club Danubius Giurgiu face parte din districtul 2241 România și Republica Moldova și are în componență un număr de 32 de membri, oameni de afaceri din toate domeniile.